Bună dimineața! Bună dimineața, dragi prieteni! Suntem din nou împreună aici la Vest Junior și de această dată, alături de Vivi, să o salutăm și pe Mara, care lipsește astăzi, dar lipsește motivat, da. Pentru că așa... În clasa 4 și dă testele. Exact, se pregătește mult succes, Mara. Îți urez să iei cea mai mare notă. Adică maximă. Eu am trecut de teze. Doamne ajută că am trecut peste ele, că nu mai le suportau. Eu nu puteam să dăm nota din vina lor. Da, păi sigur, trebuie ca să ne... să învățăm foarte bine la școală și să ne preocupe școala, bineînțeles. Așa că, Mara, mult succes! Suntem astăzi în formația de două și avem o nouă locație, dragi copii. Ei se potrivește și cu numele nostru de Vest Junior. Suntem astăzi la... Gemi Junior, un loc superb de joacă și nu numai de distracție și pentru cei mici, dar și pentru cei mari. Când aveți o aniversare sau vreți să vă petreceți timpul liber, dacă nu mergeți într-o altă parte, puteți să veniți aici la Gemi Junior, ne distrăm împreună. Ce mai faci, dragă Vivi? Bine. E frumos aici, așa-i? Da. Sunt foarte multe jocuri distractive, poți să inventezi tot felul de jocuri și programe distractive pentru copii, așa-i? Da. Îți vin ceva idei? Vă sunt toate jocurile astea pe aici? Îmi vin, dar nu pot să le zic. Da, deci sunt niște idei năstrușnice, să înțeleg. Da. Niște idei năstrușnice, așa este, toți copilașii de la Vest Junior au foarte multe idei năstrușnice pentru că sunt foarte, foarte, foarte isteți. Și pentru că sunt copii foarte isteți, noi astăzi am pregătit ceva special pentru voi. Dragi copii, o să vorbim astăzi despre planete. Știm că vă plac planetele și noi, până la urmă, trăim înconjurați de multe, multe planete într-un sistem care, cum se numește oare? Sistemul solar, Calea Lacteei. Și Calea Lacteei. Deja mi-ai spus niște termeni, Vivi. Chiar sunt curioasă dacă, cu ce o să mă prinzi astăzi, să vedem dacă o să fac față am la toate provocările tale. Deja are o întrebare. De ce se zice... Calea Lacteei, calea în care trăim noi. Asta e foarte bună întrebare. Uite, eu nu știu răspunsul, dar cred că copiii îl știu și cred că și tu îl știi. Da. Îl știi? Da. Îl spunem și celor care nu știu? Da. Să vedem. De ce îi spune Calea Lacteei? Îi se spune Calea Lacteei pentru că este ca și o urmă lăsată de lapte. Când răstăm lapte pe masă, vezi o dâră. Deci cu asta seamănă. Așa. Păi să știi că explicația este foarte bună. Dacă mă gândeam un pic, poate îmi dădeam seama. Poate îmi dădeam salută. Ia spune-mi, tu ai vreo planetă preferată? E o vorbă din popor. Câte planete sunt? 8 cu Pluto. Pluto, așa. Așa Pluto este. Pluto 9. Deci sunt 8. Da. Și am putea ca să le și enumerăm, să le spunem și copiilor? Da, da, și eu le-am învățat, dar le-am uitat. Că uite, ți-l amintesc eu. Este vorba de, avem așa, îl avem pe Mercur, îl avem pe Venus... L-avem pe Marte, pe Jupiter, pe Saturn, Uranus, Neptun și Pluto. Și mai este o planetă, o planetă albastră, unde locuim și noi? Planeta Terra. Terra. Sau, cum îi spune astronauții, planeta mamă. Planeta mamă, o, așa este. Dar de ce îi se spune planeta albastră? Am auzit că îi spune planeta albastră, dar nu știu de ce. 70% din planetă este acoperită de apă. A, deci este acoperită de apă și de aceea îi spune planeta albastră. Planeta albastră. Interesant. Bun, și pe toate planetele astea mai există viață? Vedind științific, astronauții și cercetătorii americani au dovedit că pe Marte există urme de viață extraterestră. Deci asta ar trebui să ne dea de gândit. S-ar putea să avem niște prieteni pe o altă planetă. Da. Cumva. Da, și vreau să zic că m-ai întrebat tu mai devreme care e planeta mea favorită. Și eu văd din popor că fete vin de pe Marte și băieții de pe Jupiter. Bine, planeta mea favorită este Marte. Deci asta este planeta ta preferată. Da. Dar știi cum se mai numește planeta Marte? Planeta Roșie. Ei, planeta Roșie. Uite, credeam că o să-ți spun o curiozitate, dar tu le știi pe toate. Ghi din ce e făcută planeta Marte. Chiar nu știu din ce este făcută. Este făcută din metale care atunci când se uzează devin roșii, ruginesc. Foarte interesant. Foarte, foarte interesant. Bun, deci avem acolo foarte multe planete. Și mai există și altceva în afară de planete în tot sistemul ăsta al nostru? Da. Asteroizi, satelite naturale al Pământului este Luna. Luna! Și există și ajungem. Un satelit. Luna. Satelit natural
cu numele Europa. De asta nu știam. Ați zis eu acum. Da, foarte bine. Dar știu uite la ce mă gândeam. Luna, oare are vreo influență în momentul în care se creează eclipsa? Da, are influență. În momentul în care soarele se acoperă așa de o bulină neagră, ce se întâmplă în momentul acela? Eclipsa de soare și eclipsa de lună afectează în primul rând zodiile. Zodiacul. Da. Tu ce zodie ești? Săgetător. Zodia care te face mereu să rămâi copil. Să rămâi mereu copil? Da. Așa este și e foarte bine să rămâne mereu copil. Uite, eu nu sunt săgetător, eu sunt gemeni. Dar și mie îmi place să rămân mereu copil, să știi. Deci, și hai să le explicăm copilul oare ce se întâmplă acolo cu luna, cu eclipsa, cu pământul, cu soarele. Ar fi că planetele se aliniază și planetele... De fapt, pământul și... Pământul, luna și soare se aliniază. Atunci eclipsă de lună. Ba, de soare. Dar nu de soare. Deci dacă luna se află între pământ și soare, atunci se creează o eclipsă de soare. Da. Și se face întuneric destul de întuneric afară, așa e? Nu. La eclipsa de lună se face foarte mult întuneric. Atunci se aliniază toate planetele. Toate. Ei, da. Uneori se mai aliniază și planetele și atunci lucrurile merg... Ciudate. La zodiac. Mai bine destul de ciudate. Dar știi, uite, tot vorbeam despre soare. Pentru că îl vedem pe cer toată ziua. Ce este soarele? Este o planetă sau ce este? Nu, este o stea, cea mai mare stea. Deci este de fapt o stea. Uite, da, eu știu o curiozitate despre soarele ăsta. Știi că este foarte, foarte, foarte cald. Este o stea și fără ea și fără lumina ei și căldura ei nu ar putea să existe viața pe pământ, dragi copii. Da. E foarte important soarele, așa-i? Da. Dar că noi, fiind la o distanță nici foarte mare, nici foarte mică, adică medie, foarte bună, mai bine spus. Deci suntem poziționați mai bine. Da, nu ne adese ca să ne prăjim, cum să spunem, să devenim crocant. Tot la gând. Da. Și nu stăm nici foarte departe ca să nu devenim înghețată. Deci ne ajută perfect să avantajul, ne dezvoltăm așa ca și oameni aici pe pământ. Da, într-adevăr, uite, și soarele, da, ai idee, soarele e mai mare decât pământul sau mai mic decât pământul? Mai mare. E mai mare? Da, e mai mare. Cu mult mai mare? Foarte mare. Foarte mare, foarte, foarte mare, până când noi mai căutăm niște curiozități, dragi copii, despre toate planetele astea frumoase, frumoase și interesante din întregul nostru univers, alături de pământ și de soare, vă invităm să urmăriți o porție sănătoasă de desene animate. I've always been a religious man. As prison caretaker doing duty in the stench-filled underground cells, I've gotten a glimpse of many a prisoner's own faith, or lack of it. Please, no! I don't want to die! Please! I don't judge them. No. I too would fear the mauling beasts. And death. But what I saw today in a young woman and her companions, such courage I have never seen before. No, never. Come in, quickly. What joy to see you all. Nothing could keep us away. It is indeed our blessing. We are all gathered. You were careful, my friend. Yes, we were not followed. Good. Then let us begin. My dear friends,
What blessings God gives us, allowing us to meet yet again, to pray, to sing. That's right, little one. To sing, to encourage one another, and to strengthen each other in Christ. Let us give thanks to the Lord. Lift up your heart. We will lift them up to the Lord. Gods of my forefathers, may I prosper at the generosity of your hands. I honor you and tremble at your presence. Watch over me. Spare me misfortune. Pudens! Can a man not petition the gods? Salve! Oh, what a stench! How can you stand the smell of this place? I apologize, the accommodations are not to your pleasing, Flavius. What now? News from Rome. The Emperor has issued a decree banning new converts to that sect, Christians. Christians? Minerva, deliver us. Ah, still calling on the gods, I see. You know what they say about them? Unfaithful to the gods. Unbelievers. They'll bring the wrath of the gods upon us. We shall be doomed. Back to your cell. And you keep insulting the gods, and you will be the one doomed, you infidel. You and your clay gods. This is all the god I need. Rome. In any case, make room for some new prisoners. We ride to arrest them now. Now? Now, Pudens! The Emperor wastes no time in ridding the Empire of these dangerous elements. But how can this be? Are you certain, Lucius? I have just gotten word. Where is my chariot? She will be all right. If I get there in time. My chariot, now! I am certain this is all a mistake. You know good and well that our daughter has no taste for such things. Perpetua was not brought up that way. I shall have her slaves whipped to the bone for getting her involved with those criminals, those Christians! By decree of the Emperor, you are under arrest. Let me through! I am Lucius Vibia. And this is my daughter and grandson. This is all a terrible mistake, I am certain. It's these slaves. They are to blame. Is this the way you take care of my daughter? Swine! Husband! Father, please! You... Stop! Father! Do you have any idea what they have gotten you into, Perpetua? She is but a slave. She is my sister. You're... what? Are you mad? Sir, I would that you take up this matter later. For now, I will fulfill my duty. Take them! No! You cannot! Perpetua, this is a mistake. Tell him, Perpetua! And she will have the opportunity to tell the proconsul, like everyone else. But the child... surely the prison is no place for him? That's true. So take it with you. Oh, my baby! No! But... get moving! Perpetua! Tell them! Tell them you're not one of them! Perpetua! I shall see to your release, my daughter! I shall see to your release! But we've done nothing wrong. Stay close to me. Oh, what's all the fuss? Just a mob. Perpetua, look! Oh, she must join us. What? How could this be? She went in with their lot.
Isn't that our slave? I think I'm going to vomit. Fortunata! Cassia! Keep on! Quickly, before anyone thinks we know her. Go! Go! Pasta! Courage! Be strong, my friends. We are gathered. We pray for you. Pray that we may endure! Move along! The believers pray for us. Let us bear this as Jesus did. Bravely. No, no, no! In there! Please! Please do not harm her. Quiet! Sir, please! She is with child! Enough! Felicity! She is with child! She comes to us! What's to become of us? What's to become of us? Get on with you! Where are you taking us? Out! How much time are we allowed? How much money do you have? There. Get on with it, then. I'll tell you when your time is up. Pastor! Tertius! Oh, Tertius, what joy! Is it really you? Yes, my friends. Pastor, what blessing! But how did you... Alas, everyone has his price. Besides, the Emperor is after new followers of Christ such as you. He wishes to make an example out of you, to discourage others. But tell me, how are you? Were you not five? Secundulus, they... He is dead. Then he is with the Lord, and we must draw faith and strength from his example. For you must endure. But come now. We have nourishment for you, and we haven't much time. Cheese? Milk? Oh, I never thought I would see this again. The believers are gathered. They pray for you constantly. Your suffering is ours. Then so must our joy be yours. For apart from the grief of our brother's death, the Lord has been gracious to us, even in our prison, and bestows upon us peace that can only be from his hand. And speaking of joy... Mother! Perpetua. My dear... Mother! Dear brother! And my son! My precious little one! They say the child can remain with you. Oh, praise and thanks for all God's goodness. If my Savior does not but spoil me, my prison has become my palace. He hungers, daughter. And you also need nourishment. How do you fare, sister? It is difficult, Marcus. But the Lord, he has helped us hour by hour. And you? I've met with the pastor and the others. We've had to be careful. I'm advised to keep the faith secret for now, as the law prohibits new believers. Oh, Perpetua, how I pray, how I wish... Take this, but keep it hidden. It belonged to Secundulus, martyred the night we were arrested. Let this remind you of the Lord's strength, brother. My dear. Thank you, Mother. And Father? Hurry it up! Your father is beside himself with worry, my child. You do not belong here with these people. He is doing all he can to free you. He is seeking the help of the proconsul. I regret your daughter's misfortune, but ignorance of the law excuses no one. I am aware, proconsul, but surely... And I find it difficult to believe that your daughter had no knowledge of the law. These Christians worshipping their Christ above the Emperor simply must be punished. It is mercy I beg for. Unfortunately, mercy is abundant in the Empire. Your daughter has no doubt brought you great embarrassment, and as a result, possibly the loss of business. I, on the other hand, do not wish or need any embarrassment reflected on my province. What can I do? Fortunately, there is a way out. Your daughter and her companions will have the honor of coming before me for a public trial.
If she burns incense to the gods in honor of our divine emperor, denies this Christ, we are content, she is content, and more importantly, Rome is content. It's as simple as that. Now, I am busy. Vibia, I am not unreasonable. You are an intelligent man. Use something that is dear to your daughter. Something that will bring her to her senses. Perpetua? Yes? I am wondering. It was so good to see the pastor today, however short the time was, and it makes me question, shall we be delivered from this prison? I gather the Lord knows. Then let us ask him. A god that talks to mortals? Our Lord did say, ask and it will be given to you. Then please make sure he knows visiting hours are in the morning only. I have no doubt the Lord Jesus will answer our request and guide us through this trial. Let us pray and ask him plainly. Climb up, Perpetua. But be careful, and see that the wicked serpent doesn't bite you. It shall not hurt me. In the name of Jesus Christ, I rebuke it. Welcome, Perpetua. My lord. Drink. It is a taste of sweet things to come. Are you all right? You were staring. Jesus spoke to me through a dream. We shall be delivered. Well, he got that wrong. And shall join the Lord as martyrs. Then we shall soon be with our Lord. We must speak to the believers and find our baby a good mother. And a good father. God will take care of our child. So, you really do believe this God of yours has spoken? Yes, Pudence, he has. And you will die? The one true God calls us, Pudence. Perpetua! By the gods, announce yourself! Bring the child and come with me. Perpetua! Sister! Father! I beg of you, my daughter. Father? If you have any love for me at all, if I have not with my own hands provided for you and preferred you above all my children. Father. Do not bring this shame on us. Think about your brother, your mother. And if not us, then please think about your son. But Father. What is this? What have these people done to you? They have done nothing. Then tell me quickly, for a thousand thoughts race through my head and I feel about to die. You are killing me, Perpetua. Speak! I am a Christian, Father. I have found... No, you are not! I am a Christian, Father. I have found in Christ the God who lives, not the clay and marble ones we have so often worshipped, but the living God that comes to live in our hearts. Silence! We can get you out of this predicament. We shall go to the proconsul. What? He has promised me to free you. If you only recant, renounce this silly notion. I will not. I did not raise you to end up in this. I cannot. You will. No. Father, do you see that? What? What is it, Father? It
It is a vase. I don't... Can it be called by any other name than that which it is? It is a vase. Neither can I be anything other than what I am. I am a Christian. Then come with me. No! Come with me! Wait! I shall have the child. No! The child! On with you! If you have any love for your son, you will turn from this foolishness. It is your choice. Otherwise, this ridiculous superstition shall be the end of me. Your mother, your family, your son. You will kill us all along with you, Perpetua. You and your god will kill us all. Pastor? Pastor? I have brought you some nourishment. You've not touched food in days. Thank you, Tertius. I cannot get our brothers and sisters in prison out of my mind. We have prayed, Pastor. Yes. We have prayed. And I have made a decision. You are a good leader, Tertius. You have kept the believers strong in my absence, as I visited others. You must carry on. Pastor? Didn't our Lord say, greater love has no man than this, that a man lay down his life for his friends? But surely... Tertius, our friends are in prison. I am certain this ordeal cannot be easy for them, and I believe God wants me to stand with them in their hour of need, as well as in the greater tests that are sure to befall them. I understand. Father? My son! My daughter. How is he? He is well, my lady. And what's this? They are married, Proconsul. She is with child. I am not blind, soldier. Now, let's get this nonsense over with. Think carefully, my daughter. I have spoken with the Proconsul. You may come back home with me today. You will have your son back in your arms. All the comforts I can give you. You can return, my dearest. And it will be like none of this has happened. Just offer a pinch of incense. By the gods, if you people aren't stubborn. I will not. Take her away. One less slave. No, a baby makes two. I take it the husband will want the same fate. It is the living God that we serve. Make that three less slaves in Carthage. Then you shall go to your living God as a dead man. Bring the next one. It's all very simple, really, my dear. In fact, you don't even have to mean it. Just do it so that fool of a priest sees you. All it takes is just... one little pinch of incense. I cannot. I will not burn incense to a false god. Vivia Perpetua. I must go. Perpetua, remember, it is of no consequence. Only a pinch of incense. You shall be home with me, with us. What will it matter to your god, anyway? Only a pinch. Only a pinch. No! Perpetua! I am a Christian. Jesus Christ is Lord. No! Perpetua, perform the sacrifice. Have pity on your baby. I will not. It is a living God we serve. Christ Jesus. Perpetua! Do you not care for your father? Your own son? Offer the sacrifice for the welfare of the Emperor!
for the sake of your family, Perpetua, offer the sacrifice you must! Strike him! Ah! Father! Do it! I will not! Are you a Christian? I am. Your own mouth condemns you. I love you, Father. And you shall be thrown to the wild beasts! I love you, my son. Take them away! Perpetua! You shall see us no more. You shall see us no more! Pastor! And who is this? What do you want? I too am a Christian, their pastor. I am with them. Then die with them, you scum! One more for the beasts. Pastor, but why? God calls me to join you, sister, all of you, for he wishes to give you some comfort. Now, let us strengthen each other to the end. Felicity! Husband, the baby! It is time! Restless. I cannot sleep. I shall pray for you then, dear Pudence. I've already said my own prayers, thank you very much. Oh, by the gods, if I'm not the one they probably hear from the most. No sooner is Apollo raising the sun than Pudence is already awake and asking for something. You all sleep so soundly. Tell me, are you not afraid? Of pain, perhaps, but not of death. How is that? Jesus has conquered death for us. He is with us here. He will be with us in the arena. His love keeps us, and we long to be with him. I do not understand a God I cannot fear. How do you stand it? This cell, losing your son. Christ promises us eternal life, Pudence. As for this prison, it may keep our bodies, but not our souls. I shall try to sleep a little longer. I wonder, dear Pudence, my son, I want him to know I had to do this. I want him to know I loved him. Will you continue my journal after I am taken away? I want no part in this, but I shall ponder it, and what you tell me about your God. I shall ponder it. I shall prevail. Oh, my sweet, sweet savior. Oh, thank you. Perpetua. I'm sorry. Did I wake you? I have had a most amazing dream. What? As did I. Both of you. Dreams? What is it? But Perpetua, you look so radiant. God has been speaking to me, sister. He is so near to us and oh, the dream was most wonderful. As was mine. Well then, do not keep us waiting. What has God shown you? Our souls had left our bodies and we were soaring into the air, accompanied by four magnificent angels. Do they take us now? Lord, be with us. Shh. I have arranged one last comfort for you. Tertius! Pastor, dear brothers. May God bless you, dear Pudence, for such kindness. Go on now. Your friends await you. Thank you.
Thus far, I have written this account till the day before the games. But the deed of the games themselves shall be written by the hand of another. And so the day finally came when Perpetua and her friends were led into the arena. The crowd was eager for some good entertainment, but I was unprepared for the sadness that overtook me. For though I had seen 100 deaths, yet I had now no doubt that these 5 were innocent of any crime, and their sincerity and devotion to God had slowly penetrated my own soul. Behold the Christians! Refusing to sacrifice to the gods, they become a sacrifice themselves. And it seemed to me that if they trembled, it was for joy and not for fear. Proconsul! Your Eminence! You have judged us, and now may God judge you! Silence! You shall regret your words, Christian. Flog them! And they were flogged before the line of gladiators. And I standing near, was amazed to hear them thank their Lord because they shared in his sufferings. And then, bring in the beasts! I was witness to their prayers many times before, and heard them speak of God's assurances. The pastor, he was very fearful of bears, and so had received a promise from God. I trust in you, Lord, that it will be even as you have shown me. I will not die by the bear, not by the bear, but by the leopard. The boar! Bring out the boar! Soon thereafter. The leopard! Lord, I come to you! Perpetua and Felicity, how my heart ached for them. They faced a mad cow which tossed and trampled them. But Perpetua didn't seem to notice. Are we to be thrown to that wild beast? But Perpetua, you have already been thrown to it. What are you saying? I have not. You have, Perpetua. You have been thrown to the wild beast. But I have felt nothing. I have felt nothing! Finally, tired of the spectacle, the crowd called for them to be put to death by sword. And to the surprise of all... Stop! Ha! She recants! I will not go to my lord as if I am grieving. What? She's not afraid. And she looked radiant. And thus, one by one, they died by the edge of the sword. Et glorificat.
testament, dear Perpetua. And mine as well. The authorities concluded that the spectacle of death had served to discourage new Christian believers. But how wrong they were. The courage of Perpetua, the pastor, Felicity, Revocatus, and Saturnius only served as seed to increase the believers. And many people came to faith in Jesus, as I have done. And somehow, I know that at the moment of death, it was not the empire that was rid of Perpetua and her companions, but rather that they were free from the empire. And it was all at once that I recalled the pastor's dream as he recounted it to Perpetua and the others a few days before their death. I had a dream. We were accompanied by four large angels. We had left our flesh, and as we passed the world's edge, there before was a great and wondrous light. And one of the angels said, "Come and salute the Lord." After her death, Perpetua's story was told from one generation to the next, and her account read every year on the anniversary of her martyrdom. Considered one of the earliest known pieces of writing by a Christian woman, it is testimony to her desire to make Christ known even after her death. Today, her story remains a convicting testimony to Christians everywhere. Am revenit, dragi copii, am revenit după această porție sănătoasă de desene animate și aici la Jimmy Junior ne-am găsit o nouă prietenă, o fetiță frumoasă. Cum te cheamă pe tine? Mara. Mara o cheamă. Și câți anișori ai, Mara? Doi. Doi anișori? Da. Ia uite, Vivi, ții minte când aveai și tu doi anișori? Eu atunci tăceam. Da? Nu era așa de vorbăreață? Uite, fetița noastră e foarte vorbăreață și ea știe să și cânte foarte frumos. Și drept urmare, mămica i-a dus-o aici la Jimmy Junior să se distreze foarte frumos. Ne cânti și nouă astăzi ceva? Da. Uite-te acolo la cameră și fă-le cu mânuța și copilașilor. Și la mami, și la tati, și la bunicuți. Ai bunicuți? Și verișori? Foarte bine atunci. Atunci haide să cântăm împreună. Ne cânti un cântecel? Poate-l știm. Băi, și noi. E mămica mea. A, îți place melodia, da, aici sunt melodii foarte frumoase la Jimmy Junior și la V Junior, să știi. Ne cânti ceva astăzi? Da. Hai să auzim un cântecel de la tine. S-a terminat tot. Da, uite, s-a terminat cântecelul, acum ne cânti tu. Vrei să ne cânti? Da. Hai să cântăm împreună. Tată, s-a terminat. A venit apa și... face altul. Bravo. Jos, altul mai strașnic și mai voios. Bravo, Mara. Bravo, Mara. Toți copiii de la Vis Junior te aplaudă. Bravo. Tu ești la grădiniță? Nu. Încă nu? Nu. Ai timp, nicio problemă. Ai timp de acum încolo să mergi la grădiniță, dar să mergi și la grădiniță, dar să mai vii și aici la Vis Junior și la Jimmy Junior. Bine? Pentru că te așteptăm aici cu multe, multe distracții. Uite ce drăguță e. Da. Ai văzut? Ce fetiță frumoasă. De ziua ta, de ziua copilului, ai primit ceva cadou? Nu. Un balonel, ceva, niște dulciuri? Nu am primit. Nicio problemă că o să primești de acum încolo. Mai ales când o să te vadă toți copilașii și toți prietenii și... Frățior sau surioară, ai? Nu, încă. Încă? Deci nu încă, atenție. Atenție, mami a spus că nu încă. Ce zici, Vivi? Hai să o mai întrebăm ceva pe Mara. Ce ești tu curioasă să știi? Nu, am de spus ceva. Da.
Mara, colega noastră, Mara, vreau să zic de atâta. Am găsit un mic... Te-am găsit pe tine, mică. Așa, deci nu avem pe Mara, pe colega noastră care se pregătește acum pentru școală, dar o avem pe... Pe Mara micuță. Mara micuță care ne-a și cântat un cântecel foarte... Eu și mare. Da, a, scuză-mă, da, tu ești mare de fapt, nu ești micuță, ești foarte, foarte mare. Uite, hai să mai facem o dată cu mânuța la toți copilașii, și la mami și la tati. Și mergem acolo la joacă, uite câte jucării frumoase ne așteaptă acolo la Jimmy Junior. Ai văzut? Sunt frumoase, noi ne distrăm împreună și ne întoarcem în câteva momente.
Și-a revenit iașma mea de duo. Am formulat de duo, așa este, salutăm pe Mara. Mara, ne e dor de tine. Ne e dor de tine. Ne e foarte dor de tine, dar aici noi continuăm toate poveștile noastre despre planete. Sunt niște planete interesante despre care povestim și aflăm multe curiozități și eu am găsit chiar o ghicitoare. Vreau să văd dacă o să ghicească și Vivi, dar și voi, dragii noștri, din fața micilor ecrane, să vedeți dacă ghiciți această ghicitoare. Sună cam așa. Galben ca puful de pui, strălucește și e mare, agățat în cer de un pui. Știu deja. Pălărie rotitoare. Soarele. Deja? Și așa de repede ai ghicit? Deci și soarele și stelele. Foarte repede ai ghicit, Vivi. Deci înseamnă că ai știa ghicitoarea. Poate chiar tu ai compus-o. Nu. L-ai compus-o tu? Nu. Cine-o fi compus-o? Deci tu așa de repede? Eu la ghicitor ghiceam fiecare dată. De fiecare dată, da. Este foarte rapidă, Vivia noastră. Este foarte, foarte isteață. Dar niște curiozități despre planete? Mai vrei să mai spui? Să le spunem și copiilor. Din ce smocote inelul Jupiter? Jupiter are inele? Da. Inele. Inele? Dacă tu spui că are inele, atunci te cred. Inele. Eu nu le-am văzut niciodată. Are inele? Da. Bine. Hai să spunem din ce smocote. Din roci. Din roci? Da. Roci. Păi și ce se întâmplă cu rocile astea? Nu cad pe planetă? Sunt prinse în axa, în... A, deci în axă. Da. A, deja ăștia sunt niște termeni de specialitate. Uite, știi ce zic eu, Vivi? Pentru că ție-ți place așa de mult, îți plac și planetele și toate lucrurile astea, eu am un sfat pentru tine. Ce-ar fi să te faci, când vei fi mare... Astronaut. Astronaut. E o idee bună? Ar fi, dar tu... Să mai întâmplat odată să știi că dacă ar fi fost, da? Mi-a spus mei că dacă ar fi o materie de trancanit, da? Că vorbesc într-una și... Dar nicio problemă că ai putea să vorbești și acolo în naveta spațială. M-a rugat profesorii să tacă, nu mai au loc în rubrica mea. Așa este, bun. Bine, deci astronaut nu vrei să devii. Dar să știi că noi și copiii de la Vej Junior te-am susține. Te-am susține și întotdeauna, da, când ne-am uitat pe cer și am vedea așa câte o rachetuță, ne-am gândit la tine și totul ar fi în regulă. Te-am și salutat, da. Ai avea grijă de acolo de sus, ne face poze din cosmos, din spațiu. Poze și pun pe Facebook. Și le pui pe Facebook, așa. Îți faci un selfie cu câte o planetă, ce zici? Selfie pe Marte cu prietenii, marțienii. Ar fi interesant, așa, chiar că ar fi interesant marțienii. Să mergem într-o călătorie. Ai putea să ne inviți și pe noi, cine știe, peste vreo 30, 40, 50 de ani, poate vom călători și noi cu naveta spațială pe vreo altă planetă. Poate se vor face și căsătorii pe alte planete. Și o să filmăm și Vej Junior, tot acolo pe altă planetă. Dacă filmăm pe Marte, să vedem ce acolo ce să fie năbușeală. Scoateți costume de baie. E atât de cald? Da. E atât de cald, bine. E mai aproape de soare, oare, decât pământul? Da. E mai aproape. Da. Atunci s-ar putea să nu mai avem nicio șansă, așa că mai bine stăm noi aici, frumos pe pământ, aici unde sunt toți prietenii noștri, știm că ne este bine și putem să facem doar așa câte o vacanță pe o altă planetă, aia ar fi interesant. Uite, știi ce? Mai vreau să-ți mai spun o curiozitate, asta sunt sigură că nu știai. Uite, de exemplu, pe planeta Pluto este atât de frig încât gheața este așa de tare, este mai tare decât oțelul. Așa știam, de fapt e mai tare decât oțelul înghețat. Deci oțelul înghețat. Am înțeles. Ăla e ce mai tare. Poți să-l vezi și 15 zile. Vreau și o curiozitate la Vivi, dar se pare că Vivi știe tot. Poți să vezi 15 zile cu un metal înghețat fără să se rupă. Deci poți să vezi dintr-una de orice. E așa de puternic. Orice. Poți să faci orice cu el, deci dar nu clar, se rupe. E clar că n-am putea să trăim acolo. Și nici animalele, nici plantele, nici florile, nimic. N-ar putea să trăiesc acolo, așa-i? Da. Cam asta a fost povestea noastră despre planete astăzi. Să știți că abia așteptăm ca să plecăm puțin la distracție aici, pentru că spatele nostru, ia uite, să încep să vină copiii la Gemini Junior, să se distreze aici foarte frumos, alături de părinți, alături de prieteni. Mergem și noi, Vivi? Mergem! Mergem! Bine, hai să-i salutăm pe copii. Până duminica viitoare, să fiți cu mine, să vă pas tot din parcurie, să aveți grijă de voi, de părinți. Și, atenție, se sfârșește școala, dar să nu uităm că trebuie în continuare să ne facem temele de vacanță, să citim. Și să ne distrăm, dar am și o vorbă. Am și o vorbă, da, pentru vorba, copii. Da. A venit vacanța cu trenul din Franța. Trenul din Franța a venit vacanța. Așa că vă pupăm, dragi copii.